Dan, botezându-te tu, Doamne, închinarea treimii s-a arătat. Glasul Părintelui mărturisiție, Fiul iubit de tine, uminu-te, și Duhul închid de porumbe la adeverit, întărirea cuvântului. Cel ce te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, și lumea ai luminat, slavă ție! Glasul Domnului peste ape strigă, grăind venit de luat, totul pur înțelepciunii, Duhul înțelegerii, Duhul temerii de Dumnezeu, al lui Hristos celui ce s-a arătat. Citire. Să luăm aminte. Veselește-te pustiu însetat, să se bucure pustiul ca și crinul să înflorească, și va înflori și se va bucura pustiul Iordanului, și mărirea Libanului se va da lui, și cinstea Carmelului, și poporul meu va vedea slava Domnului, strălucirea Dumnezeului nostru. Întăriți-vă voi mâini slabe și prindeți putere genunchi slăbănogi, ziceți celor slabi la inimă și la cuget, întăriți-vă și nu vă temeți. Iată Dumnezeul nostru, cu judecată răsplătește și va răsplăti. El va veni și ne va mântui. Atunci se vor deschide ochii celor orbi și urechile celor surzi vor auzi. Atunci va sări șchioful ca cerbul și limpede va fi
limba gângavilor, că izvoare de ape vor curge în pustiu și părai în pământ însetat. Pământul cel fără de apă se va preface în bălt și ținutul cel însetat va fi izvor de apă. Acolo va fi veselia păsărilor, iarbă trestie și bălți. Acolo va fi cale curată și cale sfântă se va chema și nu va trece pe acolo nimeni necurat și nici nu va fi acolo cale întinată. Chiar și cei fără de minte vor merge pe dânsa și nu se vor rătăci. Și nu va fi acolo leu, nici fiare cumplite nu se vor sui pe ea și nici nu se vor afla acolo, ci vor merge pe dânsa cei mântuiți și cei răscumpărați de Domnul se vor întoarce. Și vor veni în Sion în chiote de bucurie și veselia cea veșnică va încruna capul lor. Lauda și bucuria și veselia îi vor ajunge pe aceștia și vor fugi durerea, întristarea și suspinarea. Înțelepciune. Din prorocia lui Isaia citire. Să luăm aminte. Acestea zice Domnul, cei ce sunteți însetați mergeți la apă și cei care nu aveți argint mergeți de cumpărați și mâncați. Mergeți și cumpărați fără de argint și fără preț vin și grăsime. Pentru ce cheltuiți argintul vostru pentru un lucru care nu hrănește și câștigul muncii voastre pentru care nu vă va sătura? Ascultați-mă pe mine și veți mânca cele bune și într-o bunătăți se va desfăta sufletul vostru. Luați aminte cu urechile voastre și mergeți pe căile mele. Ascultați-mă pe mine și viu va fi sufletul vostru. Voi face cu voi legământ veșnic, dându-vă îndurările mele cele făgăduite lui David. Iată, l-am făcut mărturie popoarelor căpetenie și stăpânitor peste neamuri. Iată, tu vei chema popoare pe care nu le știi, și popoare care pe tine nu te-au cunoscut vor alerga la tine pentru Domnul Dumnezeul tău și pentru Sfântul lui Israel, căci El te preamărește. Căutați pe Domnul cât îl puteți găsi, strigați către dânsul cât El este aproape de voi. Cel rău să lase calea lui și omul cel nelegiuit vicleniile lui și să se întoarcă spre Domnul, căci El se va milostivi de dânsul și către Dumnezeul nostru cel mult iertător. Căci gândurile mele nu sunt ca gândurile voastre și căile mele nu sunt ca ale voastre, zice Domnul. Și cât de departe sunt cerurile de la pământ, așa de departe sunt căile mele de căile voastre și cugetele mele de cugetele voastre. Precum se coboară ploaia și zăpada din cer și nu se mai întoarce până nu adapă pământul și îl face de răsare și roade și rodește și dă sămânța semănătorului și pâine spre mâncare, așa va fi și cuvântul meu care iese din gura mea. El nu se întoarce către mine fără să dea rod, ci El face voia mea și își îndeplinește rostul Lui. Și voi cu veselie veți ieși în pace, veți fi călăuziți, munții și colinele vor izbucni în strigăte de veselie înaintea voastră și toți copacii câmpului vor bate din palme. În locul spinilor va crește chiparosul și în locul urzicii va crește mirtul. A Domnului fie slava spre veșnică și nepieritoare pomenire, înțelepciune. Din prorocia lui Isaia citire. Să luăm aminte. Acestea zice Domnul, veți scoate apa cu veselie din izvoarele mântuirii și veți zice în ziua aceea, lăudați pe Domnul, chemați numele Lui, vestiți printre neamuri lucrările Lui, dați de știre că înalt este numele Lui. Cântați în spune pe Domnul căci El este, căci El a făcut fapte strălucite. Să știe aceasta tot pământul, săltați și vă veseliți locuitorii Sionului, căci mare este în mijlocul vostru Sfântul lui Israel. Vezi creștini, o să continuăm acum Sfânta Slujbă. Important este să ne păstrăm pacea și liniștea. S-a mai întâmplat să fie campionat de fotbal când Armatonul îi bobotează. Dar ca să auziți rugăciunile, veniți mai aproape către boxă, unde se aude, în așa fel încât să putem să ne păstrăm starea de rugăciune. Nu sunt vinovați că se bucură, nu cumva să-i judecați, că-i păcat. Ei se bucură de competiția care o au copiilor. E normal. Noi ne bucurăm de sărbătoarea pe care o avem. Da? Încercăm să ascultăm bine Apostolul, Evanghelia, cântările care se vor cânta și rugăciunile importante care se vor citi și să ne bucurăm duhovnicește. Și dacă pe dinăuntru nostru este cum este la ei pe din afară, ar fi foarte bine. Adică să
fie așa o bucurie cu Hristos. Cam așa trebuie să fie. Dar pe dinăuntru, nu pe din afară. Că nu se cuvine să ne manifestăm noi așa pe din afară. Dar pe dinăuntru să încercăm să ne apropiem cât mai mult de cuvântul rugăciunii, de starea aceasta de coborâre a Duhului Sfânt, care, iată, astăzi ne binecuvintează cu lumina soarelui și astăzi, și ne-a dat Domnul să ajungem și bobotează aceasta. Deci, cât mai multă pace, lăsăm gândurile de judecată la o parte și trăim ceea ce trebuie să trăim aici. Să luăm aminte, pace tuturor! Și Duhului tău, Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Înțelepciune! Din Epistola 1 către Corintenia Sfântului Apostol Pavel, citire! Să luăm aminte! Fraților, nu voiesc să nu știți că voi, să nu știți voi, că părinții noștri toți sub nor au fost și toți prin mare au trecut. Și toți prin Moise s-au botezat în nor și în mare și toți aceeași mâncare domnicească au mâncat. Și toți aceeași băutură domnicească au băut, pentru că beau din piatra domnicească ce avea să vină, iar piatra era Hristos. Pace ție, cititorule, Duhului tău. Glasul Domnului peste ape strigă, Dumnezeul slavei atunat, aleluia, aleluia, aleluia. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie, cea de la Marcu se va citi. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte! În vremea aceea a venit Iisus în Nazaretul Galilei și s-a botezat în Iordan de către Ioan. Și îndată ieșind din apă, a văzut cerurile deschise și Duhul ca un porumbel coborându-se peste el. Și glas din ceruri s-a auzit: Tu ești Fiul meu cel iubit, pentru care am binevoit. Slavă ție, Doamne, slavă ție! În pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frica lui Dumnezeu intră în frânsa, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Preasfințitul Părintele nostru, Episcopul Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, pentru Preasfințitul Părintele nostru, Atanasie de Bogdania, Episcopul Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, pentru cinstita preoție și cea întru Hristos diaconie, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de aici de pretutindeni, pentru tot poporul ortodox din lumea întreagă, cârmuitorii țărilor noastre, mai mari orașelor și ai satelor și iubitoare de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sfânt lăcașul acesta și pentru această țară, pentru țara noastră, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință viețuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru buna întocmire a văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc
pe ape, pe uscat și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce pătimesc, pentru cei robici și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se sfințească apa aceasta, cu puterea cu lucrarea și pogorârea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca se pogoare peste apa aceasta, lucrarea cea curățitoare trimit cele mai presus de fire, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie apa aceasta tămălitoare sufletelor și trupurilor, ci izgonitoare toată puterea cea potrivnică, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să dăruiască apei acesteia harul izbăvirii și binecuvântarea Iordanului, cu puterea, cu lucrarea și cu pogărea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se zdrobească satana sub picioarele noastre, să se risipească tot sfatul viclean care se pornește asupra noastră, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să ne scoate pe noi Domnul Dumnezeul nostru din toată vrășmășia și ispita care ne stau împotrivă și să ne facă vrednici de bunătățile cele făgăduite, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să ne luminăm noi cu lumina cunoștinței și a dreptei credințe, prin venirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să trimită Domnul Dumnezeu binecuvântarea Iordanului și să sfințească apa aceasta, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să facă apa aceasta dar de sfințenie și curățire de păcate, spre tămăduirea sfetului și a trupului și spre folosul de, și spre tot folosul de trebuință, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie apa aceasta curățitoare spre viață veșnică, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se arate această apă izgonitoare de toată mântuială vrăjmașilor văzuți și nevăzuți, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei care vor lua și vor primi spre sfințirea caselor lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie această apă curățirea sufletelor și a trupurilor, tuturor celor care o vor lua cu credință și vor gusta din ea, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să ne învrednicim noi să ne umplem de sfințenie, prin gustarea din apa aceasta cu venirea nevăzută a Duhului Sfânt, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să audă Domnul Dumnezeu glasul rugăciunii noastre a celor păcătoși și să ne mântuiască pe noi, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și păzește-ne pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, prea curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria cu toți sfinții, pomeniți. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, Fiule, Unule născut, care ești în sânul Tatălui, Dumnezeule cel adevărat, izvorul vieții și al nemuririi, lumina cea din lumină, care ai venit în lume să o luminezi, luminează cugetul nostru cu Duhul Tău cel Sfânt și ne primește pe noi, care aducem ție slavă și bună mulțumire pentru lucrările tale, cele din veci mari și minunate și pentru mântuitoarea ta rânduială, cea din veacurile cele mai de pe urmă. Când te-ai îmbrăcat în trupul nostru cel neputincios și sărac și te-ai smerit până la măsura de rob, împărate al tuturor, suferit ai încășat, te boteza în Iordan de mâna robului, ca sfințind firea apelor, tu ce ești fără de păcat să ne faci nouă, cale către nașterea cea de a doua, prin apă și prin Duh,
să ne întoarcem noi la libertatea cea dintâi, căci prăznuind pomirea acestei taine dumnezeiești, ne rugăm ție, Stăpâne iubitorul de oameni, stropește și pe noi nevrednicii robii tăi, după făgăduința ta cea dumnezeiască, apa cea curățitoare, darul milostivirii tale, ca să fie bine primită bunătății tale, cererea noastră a păcătoșilor pentru apa aceasta și prin ea să se dăruiască nouă și întregului tău popor credincios, binecuvântarea ta spre slava Sfântului și chinatului tău nume, că ție să vină toată slava, cinstea și închinăciunea, împreună cu cel fără de început al tău Părinte și cu prea Sfântul și Bunul de viață, Făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Treime mai presus de fire, prea bună, prea dumnezeiască, atotputernică, a toate văzătoare, nevăzută, nepătrunsă, făcătoarea ființelor celor înțelegătoare și a firilor celor cuvântătoare, bunătatea cea firească, lumina cea neapropiată, care luminezi pe tot omul ce vine în lume, strălucește și într-un mine nevrednicul tău slujitor, luminează-mă ochii minții mele ca să îndrăznesc a lăuda binefacerea și puterea ta cea nemăsurată. Fie primită rugăciunea ce se aduce de noi pentru poporul ce stă înainte, să nu oprească păcatele mele venirea aici a Sfântului tău Duh, ce mă iartă ceea ce ești prea bună, Sfântă Treime, ca să stric către tine fără de o sândă și să grăiesc și acum. Te slăvim pe tine, Stăpâne, iubitorule de oameni, atoțiitorule împărate, cel ce ești mai înainte de veci. Te slăvim pe tine, ziditorule și făcătorule a toate. Te slăvim pe tine, Fiule al lui Dumnezeu, unule născut, cel ce ești fără de tată din mamă și fără de mamă din tatăl. Că la praznicul ce a trecut prunc te-am văzut, iar la acesta de acum desăvârșit te vedem, cel ce te-a arătat desăvârșit Dumnezeul nostru din cel desăvârșit. Că astăzi ne-a sosit nouă tuturor vreme de praznic și ceata sfinților cu noi se adună și îngerii cu oamenii împreună prăzduiesc. Astăzi harul Sfântului Duh în chip de porumbel peste ape se pogoară. Astăzi soarele cel neapus a răsărit și lumea cu lumina Domnului se luminează. Astăzi luna cu raze luminoase luminează pământul. Astăzi stelele cele luminoase cu lumina strălucirii lor lumea înfrumusețează. Astăzi nouri rourează din cer omenirii ploaia dreptății. Astăzi cel nefăcut de bună voia sa este atins cu mâna de către făptura sa. Astăzi prorocul și înainte mergătorul se apropie de stăpânul și cu frică stă înaintea lui, văzând pogorârea lui Dumnezeu la noi. Astăzi apele Iordanului se preaschimbă în vindecări cu venirea Domnului. Astăzi toată făptura se adapă cu revărsări tainice. Astăzi păcatele oamenilor se curățesc în apele Iordanului. Astăzi raiul s-a deschis oamenilor și soarele dreptății ne luminează nouă. Astăzi apa cea amară, care era pe vremea lui Moise, se preschimbă în dulceață poporului prin venirea Domnului. Astăzi ne-am izbăvit de plânsul cel vechi și ca un Israel nou ne-am mântuit. Astăzi ne-am izbăvit de întuneric și cu lumina cunoașterii de Dumnezeu ne-am luminat. Astăzi întunericul lumii se risipește cu arătarea Dumnezeului nostru. Astăzi toată cultura se luminează de sus ca o făclie. Astăzi înșelăciunea se surpă și cale de mântuire ne lucrează nouă venirea Stăpânului. Astăzi cele de sus cu cele de jos împreună prăzduiesc și cele de jos cu cele de sus împreună vorbesc. Astăzi obștea cea sfințită și mult vestită a ortodoxilor se bucură. Astăzi Stăpânul merge la botez ca să ridice firea omenească la înălțime. Astăzi cel neplecat se pleacă robului său ca să ne libereze pe noi de robie. Astăzi împărăția cerurilor am dobândit, iar împărăția Domnului nu are sfârșit. Astăzi pământul și marea și-au împărțit bucuria lumii și lumea s-a umplut de veselie. Te-au văzut apele, Dumnezeule, te-au văzut apele și s-au temut. Iordanul s-a întors înapoi, văzând focul dumnezeirii, pogorându-se trupește și intrând în apele sale. Iordanul s-a întors înapoi, văzând pe Duhul Sfânt în chip de porumbel, pogorându-se și zburând împrejurul tău. Iordanul s-a întors înapoi, văzând pe cel nevăzut în chip văzut, pe păcătorul întrupat, pe stăpânul în chip de rob. Iordanul s-a întors înapoi și mulți au săltat văzându-l pe Dumnezeu întrupat, iar norii au dat glas mirându-se de cel care a venit, lumină din lumină,
Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, prăzluire stăpânească văzând astăzi în Iordan și pe Cel ce moartea neascultării și boldul înșelăciunii și legătura iadului în Iordan ne-a afundat și a dăruit lumii botezul mântuirii. Pentru aceasta și eu, păcătosul și nevrednicul Tău slujitor, mărturisind slăvitele Tale minuni, de frică fiind cuprins, cu umilință stric către Tine. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrările Tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale. Amin. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile Tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale. Amin. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrările Tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale. Amin. Că Tu cu bună voia Ta pe toate le-a dus dintr-o neființă într-o ființă, cu puterea Ta țin făptura și cu purtarea Ta de grijă chivernițești lumea, Tu din patru stiași ai întocmit făptura și cu patru vreme ai încoronat curgerea anului. De Tine se cutremură toate puterile îngerești, pe Tine Te laudă soarele, pe Tine slăvește luna, Ție se supun stelele, pe Tine Te ascultă lumina, de Tine se îngrozesc adâncurile, Ție slujesc izboarele, Tu ai întins cerul ca un cor, Tu ai întărit pământul peste ape, Tu ai îngrădit marea cu nisip, Tu ai revărsat aerul spre răsuflare, puterile îngerești Ție slujesc și cetele arhanghelilor Ție se închină, ieruvimii cei corpuri și serafimii cei cucute șase aripi, împrejur stând și zburând, de frica slavei Tale cei neapropiate se acoperă, că Tu, Dumnezeu, fiind necuprins de gând și de cuvânt și fără de început, ai venit pe pământ chip de rob luând, într-o asemănare omenească făcându-Te, că n-ai suferit, Stăpâne, pentru îndurările mile Tale, să vezi neamul omenesc chinuit de diavol, ci ai venit și ai mântuit pe noi, mărturisim harul Său, vestim mila Ta, nu tăinuim facerea Ta de bine. Toată firea omenească ai izbăvit-o, pântecele fecioarei l-ai sfințit cu nașterea Ta, toate făpturate laudă pe Tine, ceea ce Te-a arătat că Dumnezeul nostru pe pământ Te-a arătat și cu oamenii ai petrecut. Tu, trimițind din cer Duhul Tău cel Sfânt, ai sfințit apele Iordanului și capetele palaurilor care sunt cuibaseră acolo le-ai zdrobit. Sfântul Dar, iubitorul Ioan Împărate, vine așa cum povrea Sfântului Tău Duh care sfințește toate și sfințește și apa aceasta. Tu însuți, dar, iubitorule de oameni împărate, vine așa acum prin pogorârea Sfântului Tău Duh și sfințește apa aceasta. Amin. Tu însuți, dar, împărate, iubitorule de oameni, vine așa cum pogorârea Sfântului Tău Duh care sfințește toate și sfințește și apa aceasta. Amin. Și dă-i harul izbăvirii, binecuvântare Iordanului, fă-o pe izvor de nestricăciune, dar de sfințenie, dezlegare de păcate, vindecare de boli, diavolilor pierzanie, îndepărtarea puterilor potrivnice, plină de putere îngerească, pentru ca toți care se vor stropi și vor gusta din ea, să o aibă spre curățirea sufletelor și a trupurilor, spre vindecarea patimilor, spre sfințirea caselor și spre tot folosul de trebuință. Că Tu ești Dumnezeul nostru, care ai înnoit prin apă și Duh Sfânt firea noastră cea învechită de păcat. Tu ești Dumnezeul nostru, care pe vremea lui Noe cu apa ai înnecat păcatul. Tu ești Dumnezeul nostru, care prin mare și prin Moise ai liberat neamul evreiesc din robia lui Faraon. Tu ești Dumnezeul nostru, care ai despicat piatra în pustiu și au curs apele și râurile s-au umplut de apă și pe poporul Tău cel însetat l-ai adăpat. Tu ești Dumnezeul nostru, care cu apă și cu foc prin Ilie ai izbăvit pe Israel din rătăcirea lui Baal. Însuci acum, Stăpâne, sfințește apa aceasta cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin.
Tu și acum, Stăpâne, sfințește și apa aceasta cu Duhul Tău preasfânt. Amin. Însuși acum, Stăpâne, sfințește apa aceasta cu Duhul Tău cel sfânt. Celor care se vor atinge de ea și se vor stropi cu ea și vor gusta sfințire, sănătate, curățire și binecuvântare. Alătă mine, Doamne, Preasfințitul Părintele nostru, Episcopul Siloan, Episcopul Ortodox României, Italiei, Preasfințitul Părintele, Episcopul Siloan, Episcopul Atanasie, Episcop Vicarul Episcopiei noastre, Vecinsita Preoțime și Cel Hristos de Aconime, de tot clerul, de binecredinciosul popor român și italian, de pretutindeni, de cărmuitorii țării noastre, de mai mari orașelor și ai satelor, jupitorii de Hristos, armată, de cei ce stau înainte și de frații noștri, care din binecuvântate pricini nu sunt de față, și miluiește pe ei și pe noi, după mare mila ta, pentru ca și de stihii și de oameni și de îngeri, și de cele văzute și de cele nevăzute, să fie slăvit Dumnezeu tău cel preasfânt, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Marea Treimii s-a arătat, că-n glasul Părintelui a mărturisit ție, Fiul iubit pe tine numindu-te, și Duhul închis de porumbel a adeverit, înțărirea cuvântului. Se Dumnezeule și lumea ai lumina slavăție. În Iordan botezându-te tu, Doamne, închinarea Treimii s-a arătat, că glasul Părintelui a mărturisit ție, Fiul iubit pe tine numindu-te, și Duhul în chip de porumbel a devenit întărirea cuvântului. Cercetea-i arătat, Hristoase Dumnezeule, și lumea ai luminat slavăție. Dar botezându-te tu, Doamne, închinarea Treimii s-a arătat, că glasul Părintelui a mărturisit ție, Fiul iubit pe tine numindu-te, și Duhul în chip de porumbel a devenit întărirea cuvântului. Cercetea-i arătat, Hristoase Dumnezeule, și lumea ai luminat slavăție. Iordan botezându-te tu, Doamne, închinarea Treimii s-a arătat, că glasul Părintelui a mărturisit ție, Fiul iubit pe tine numindu-te, și Duhul în chip de porumbel a devenit întărirea cuvântului. Cercetea-i arătat, Hristoase Dumnezeule, și lumea ai luminat slavăție. Iordan botezându-te tu, Doamne, închinarea Treimii s-a arătat, că glasul Părintelui a mărturisit ție, Fiul iubit pe tine numindu-te, și Duhul în chip de porumbel a devenit întărirea cuvântului. Cercetea-i arătat, Hristoase Dumnezeule, și lumea ai luminat slavăție. În Iordan botezându-te tu, Doamne, închinarea Treimii s-a arătat, că glasul Părintelui Domnul să vă ție, Fiul iubit pe tine numindu-te, și Duhul închis de porumbel a devenit
întărirea cuvântului. Cercetarea de ca Hristos în Dumnezeule și lumea ai luminat slavă ție. În Iordan, botezându-te tu, Doamne, închinarea treimii s-a arătat, căci glasul părintelui a mărturii simție, fiu iubit pe tine numindu-te, și Duhul în chip de porumbel a devenit întărirea cuvântului. Cercetea-i arătat, Hristoase Dumnezeule, și lumea-i luminat, slavă ție. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iată-ne că suntem și la Iordan, așa cum de fiecare dată când este o sărbătoare, retrăim prin cântările și rugăciunile care se rostesc în acea zi, retrăim momentul respectiv, așa și astăzi suntem la Iordan. Cei dintre dumneavoastră care ați fost măcar într-un pelerinaj în Țara Sfântă și v-ați scăldat în apele Iordanului și v-ați binecuvântat cu apele Iordanului, vă aduceți aminte bucuria aceea covârșitoare pe care ați avut-o în inimă când ați făcut lucrul acesta. Asta este bucuria Iordanului și asta este bucuria sărbătorii. Și pentru cei care n-ați fost acolo, gândiți-vă la bunătatea lui Dumnezeu, ca să înțelegem binecuvântarea Iordanului. Că Dumnezeu a ales în măreția slavei sale să se facă om ca noi. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea un cuvânt foarte... Iertați că zic așa, mai de neînțeles, ca să nu spun alt cuvânt. Zicea, tu ai putea să te faci țânțar sau muscă, de dragul neamului țânțarilor sau muștelor, ca să-i salvezi de vreo suferință de-a lor. Zice Hristos, din dumnezeirea sa cea nemăsurată, s-o coborâ și s-o făcut nu țânțar sau muscă. Zice, coborârea lui e mult mai mare, din dumnezeirea sa să se facă om ca noi, să ia trup omenesc. Zice, așa mare dragoste a avut Dumnezeu pentru noi, încât s-a făcut om și s-a coborât și la Iordan să fie botezat de un om, de Sfântul Ioan Botezătorul. Și zice Sfânta Evanghelie, când Mântuitorul a fost botezat în Iordan, cerurile s-au deschis, Duhul Sfânt s-a arătat, glasul Tatălui s-a auzit, acesta este fiul meu cel iubit, întru care am binevoit, și deci cerurile se deschid când Hristos coboară în Iordan. În ziua de bobotează, în ziua botezului Domnului, cerurile sunt deschise și rugăciunile sunt mai primite, de aceea se cuvine să fim și noi mai fierbinți în rugăciune în momentul în care participăm la asemenea sfinte slujbe. Sfânta Liturghie nu s-a încheiat încă. Acum eu vă explic rânduiala, nădăjduind că de la an la an, din ce în ce mai mulți o să ascultați de ceea ce vă îndemnăm să faceți. Acum, trebuie să ne întoarcem în procesiune în biserică, așa cum am venit cu steagurile cu Mântuitorul și cu Maica Domnului în față, cu icoana botezului, cu lumânările aprinse, cu cădelnița aprinsă și cu Sfânta Evanghelie, ne întoarcem în Sfânta Biserică ca să încheiem Sfânta Liturghie,